Un român din Spania a fost găsit fără viață în locuința sa. Se pare că trupul neînsuflețit zăcea acolo de câteva săptămâni. Garda civilă a localizat în această dimineață cadavrul unui bărbat care, în așteptarea rezultatelor autopsiei, era mort de câteva săptămâni în locuința sa din Spania. În jurul prânzului, o unitate din cadrul serviciului de criminalistică al Institutului Armat a apărut pe strada Posada din localitate, după ce un vecin a avertizat despre un miros puternic în vecinătatea casei. Potrivit surselor consultate de presa din Spania, la prima vedere a trupului neînsuflețit, care aparține unui român în jur de 50 de ani, nu au fost găsite urme de violență. După ce a inspectat amănunțit interiorul casei, trupul fără viață al românului a fost transferat de serviciile funerare la Institutul de Medicină Legală din La Rioja, Spania. Polițiștii au deschis o anchetă și urmează să stabilească cum a murit românul și de ce a fost găsit abia după câteva săptămâni. La începutul lunii aprilie, un alt român a murit în Spania. Bărbatul în vârstă de 46 de ani a murit după ce casa în care locuia a luat foc. La locul evenimentului s-au deplasat agențiai Poliției Naționale, pompierii și o ambulanță. Românul de 46 de ani a suferit arsuri grave și, în ciuda încercărilor de a-l resuscita, a decedat.